Mulți dragilor, suntem împreună la lecția de română cu Har și m-am gândit să vă ofer câteva informații, câteva notițe pe care eu le-am redactat cu privire la Jocul Ielelor de Camil Petrescu, textul dramatic care, să fiu foarte sinceră, m-a impresionat. Dacă nu ați făcut-o până acum, vă invit ca de fiecare dată să vă abonați la acest canal de YouTube și pe parcursul videoclipului, doar dacă vă place să dați un like. Textul acesta are trei acte. Este o dramă a absolutului. Titlul, Jocul Ielelor, reprezintă un mit autohton al omului modern, al omului neliniștit. Penciulescu spune: cine a văzut ideile devine neom. Ielele, de fapt, sunt acele domnițe misterioase, sunt niște entități cu puteri supranaturale care prind tinerii în mrejele lor, dar în textul acesta, de fapt, sunt plasate pe aceeași linie cu ideile în stare pură. Iar iată, cine le vede, devine neom. Ideea, dreptatea pură, absolută, sunt elemente geometrice, de fapt. Conflictul este cel interior, este un conflict de idei, este un conflict cu sinele. Gelu Ruscanu, protagonistul, căci despre el discutăm, este cel care se află într-un conflict interior puternic, pentru că se află între ideea de a înfăptui actul justițiar, dar și în acea situație de a apăra onoarea tatălui său și de a-și apăra până la urmă iubirea. Gelu este un militant politic, este dăruit cauzei Revoluției. Este inflexibil pur versus maleabilul impur, ministru al dreptății, în urma unei ironii, ironia sorții, Saru Sinești, soțul Mariei, Maria fiind cea de care Gelu este îndrăgostit și viceversa. Și practic, în timp ce Gelu este directorul ziarului Dreptatea Socială, celălalt, opozantul, este ministrul dreptății, deși n-are nici în clinici în mânecă cu adevărata dreptate. Dreptatea, apropo, nu are plural, spune protagonistul. Dreptatea este una singură. După cum spuneam puțin mai devreme și despre Andrei Pietraru, și Gelu Ruscanu este un personaj pisc. Astfel de personaje creează Camil Petrescu, personaje pisc. Gelu, spuneam că se află într-un conflict cu sinele, dorește dreptatea absolută, trebuie să realizeze sacrificiul onoarei femeii iubite, și anume să o sacrifice pe Maria, care îi trimisese o scrisoare în cadrul căreia îi mărturisește ce făcuse soțul ei. Soțul ei se pare că a ucis o bătrână ce-i lăsase averea Mariei. În același timp, Gelu află un adevăr incredibil, și anume faptul că tatăl său s-a sinucis din cauza unei femei ușoare, unei actrițe de mâna a treia. Și mai mult decât atât, fusese complice cu opozantul său, cu Saru Sinești, în privința unor bani furați. Practic, Gelu îi este dator adversarului său, pentru că acest adversar l-a ajutat pe tatălui să facă rost de acei bani murdari.
Și Gelu trebuie să păstreze moralmente reputația tatălui, dar în același timp trebuie să facă și dreptate. Și să publice scrisoarea aceea din care reiese faptul că Saru Sinești este un om complet imoral și nu trebuie să fie, nu-i așa, ministrul justiției. Iată ce contradicție. Iată că, spuneam tatălui, Egelu s-a sinucis pentru o actriță mediocră numită Nora. El era jucător de cărți, era și alcoolic. Și Saru l-a ajutat în legătură cu banii furați. Saru insinuează că îi va scoate prietenul din închisoare, un lider important al socialiștilor. Un alt motiv pentru care Gelu este împiedicat să publice scrisoarea. În București se desfășoară acțiune la redacția ziarului Dreptatea Socială în 1914. Ei bine, în actul întâi apare Saint Just, revoluționar. Gelu este văzut cu o valiză, lucru care ne-ar putea da de gândit în privința intelectului său. Campania condusă de el împotriva lui Sinești este evidențiată. Gelu susține cu ardoare faptul că funcția lui Sinești este incompatibilă cu uciderea unei persoane. Sinești are 46 de ani, iar din didascaliile care spun totul, aflăm că are o privire neadormită. Petre este socialistul întemnițat, prietenul lui Gelu, care a lovit un procuror. Un astfel de bărbat nu se părăsește, așa cum face nevasta lui. În actul al doilea este evidențiată verișoara Mariei, Roxana, care se miră de maniera în care Maria atrage bărbații. Mai sunt și alte femei frumoase, spune ea. Practic, soțul Mariei s-a căsătorit cu un pian sau cu o bibliotecă, pentru că de mult nu l-a mai primit pe bărbat în iatacul ei. Maria trebuie să se afle sub influența alcoolului pentru a putea întreține raporturi intime cu soțul său. Ea, bineînțeles, Maria, îl iubește pe Gelu. Sineștii reproșează Mariei faptul că nu este realistă și o mamă nu poate să moară când vrea ea, când are ea chef. Trebuie să se mobilizeze, măcar pentru copii. Maria consideră că oamenii nu trebuie să aibă o putere atât de mare încât să schimbe printr-o simplă semnătură viața cuiva, așa cum este ministrul justiției. Gelu susține că dreptatea este inumană. Maria insistă, îl roagă din răsputeri pe acest Gelu să nu publice scrisoare. Ne apropiem de ultimul act, în care aflăm că Gelu află de la Sinești că tatălui s-a sinucis pentru o actriță. Gelu ilustrează, moral vorbind, dreptatea, în timp ce Saru ilustrează doar fizic, doar social dreptatea. Iată diferența, din nou, dintre esență și aparență pe care o întâlnim și la Ile Caragiale și la Hortensia Papadat Mengescu și în majoritatea textelor pe care noi le cunoaștem. Esență versus aparență. Gelu este cel care consideră că doi oameni care se iubesc devin neoameni. Prin tăcerea de care dă dovadă, prin faptul că Gelu alege să nu publice scrisoarea și chiar în finalul textului să se sinucidă, consideră că este complice.
la nedreptate. Replica lui celebră este: câtă luciditate, atâta existență și deci atâta dramă. Vedeți, dumneavoastră, vedeți voi, personajele acestea pisc. Au o gândire absolută, plenară. Trăiesc totul la o intensitate maximă. Și dacă nu realizează dreptatea, ei nu mai pot trăi. De aceea aleg sinuciderea. În timp ce Gelu Ruscan alege moartea, să se sinucidă, adică, Maria alege viața. Praida. Înțelegi acum de ce nu au încredere muncitorii în intelectuali? Mi-a plăcut foarte mult asta. Intelectualii sunt incapabili să se descurce nițele ideilor. Și noi prețuim ideile ca steaua polară. Să meargă oamenii spre ele când au un cârmaci bun. Dar nu s-a gândit vreodată nimeni să ancoreze în steaua polară. Acești oameni, personajele pisc, duc totul la extremă. Asta dorește să surprindă Praida. Maria spune: ah, între inima ta și inima mea simt mereu, mereu lama rece a minții tale. Maria simte că Gelu este diferit, că este din altă lume. Gelu, cu ochii în altă lume, iată didascalia cât de frumoasă este, cât de bine surprinde diferența dintre Gelu și ceilalți oameni. Și există Gelu și restul lumii, practic. Gelu este unic. Mi-a murit credința în mine însumi, spune Gelu. Gelu demonstrează că sinuciderea, exact ca la Iona, de fapt, a lui Marin Sorescu, nu este altceva decât o mare forță, o mare putere. Viața asta, mizeria asta de viață, consideră Gelu, nu merită trăită. Moartea este de preferat. Praida, la final, spune: era prea inteligent să accepte lumea asta așa cum este. Orgoliul lui nemăsurat iese în evidență. Dragilor, cu siguranță nici nu mi-am permis să cred că am epuizat acest subiect. Jocul ielelor, împreună cu suflete tari, exprimă drama existențialistă, drama de esență, drama substanței, dramele substanței. Pe dumneavoastră sau pe voi, ce v-a impresionat în jocul ielelor? Vă rog să notați în comentarii cu ce ați rămas sau ce aspecte mai doriți să completați. Pentru că, repet, cu siguranță nu am epuizat nici măcar 30% din ce ar fi trebuit. Aceste texte sunt în atenția mea în continuare și vor fi supuse lecturilor succesive, dacă tot e un termen. E o sintagmă prezentă în metodica noastră specifică examenului de titularizare și nu doar. Eu vă mulțumesc, sunt Ana Maria și vă invit să ținem legătura. Numai bine vă doresc. La revedere!